Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați văzut că s-a surpat o porțiune mare pe autostrada 9-9-ța A10 Sebeș-Turda. Ca meșteri umanole suntem. Da. Da. Ce facem aici în 10 ani? Se surpă într-o noapte. Un sens de mers e închis acum pe direcția Sebeș-Turda. Surparea, am văzut imaginile, filmările destul de mare, ca lungime și volum, și CNAIR a anunțat că toate lucrările necesare, asta îmi place, se anunță când sunt surpărți stricăciuni de genul ăsta, toate lucrările necesare, nu vă faceți griji, o să fie efectuate de constructori din fonduri proprii, deoarece tronsonul e în perioadă de garanție. Odată că asta nu mă liniștește, știi? Adică, corect, în primul rând, n-ar trebui să strice, știi? Dă-o încolo de treabă, adică... Bun. Dar ce se întâmplă după? Adică, știi, că nu o să mai fie în garanție, dacă se strică acum cât e în garanție, după aia ce o să spună? Nu mai e în garanție, o reparăm noi pe banii noștri. Dar s-a mai stricat și în garanție, adică asta e un semn. Bun, a fost inaugurat acum 2 ani, în decembrie 2020 și, practic... E nouă, adevărul autostradă e nouă, la 2 ani. Da. Tot ce s-a realizat în ultimii 10 ani sunt, da, sunt autostrăzi noi. N-a reușit să găsesc, am căutat ieri, dar n-a reușit să găsesc cât e perioada de garanție la autostrada asta, dar cred că poate ori m-a ajutat Adi, ori presupune că e de vreo 4-5 ani. Mai mult nu cred că se dă garanție la lucrările de autostrăzi făcute. 5 ani și 100.000 de kilometri. Sau 100.000 de kilometri. Mă, cum dădeau... Corect, ai mers pe ea. Cum dădeau romanii aia garanție la drumurile lor câte 2000 de ani. Da, da, ce au ieșit. Da. Bun, bizareria continuă, că sunt niște lucruri aici de vorbit. Purtătorul de cuvânt de la CNAIR, domnul Șerbănescu, spune așa despre cine a făcut drumul ăsta, bucata asta de autostradă, Pizzarotti, sunt niște italieni. Spune că Pizzarotti lucrează în prezent și la autostrada A7 Ploiești-Buzău. Observă, e bine să știm. Da, e încurajator. Deci autostrada aia A7 pe care o așteptăm de o viață, știm deja. Măcar okay, ori fi negociat o garanție mai lungă, de 2 ani jumate, să zicem, sau de 3 ani. Și spune așa domnul Șerbănescu, citez din news.ro: tocmai că știm care sunt performanțele lor. Suntem atenți permanent și îi monitorizăm mai mult decât pe alți constructori. Serios a făcut declarația asta? Bă, deci știm. Știm că lucrează prost și se strică ce fac. Deci suntem mai atenți la ei. Suntem geană pe ei. Da. Adică, bă, dacă știți că lucrează prost, de ce mai câștigă licitații totuși? Cum se întâmplă? Poate au avut cel mai bun preț? Ba n-am. Păi poate nu, asta trebuie să fie singurul criteriu. Ceva e foarte putred în poveste. Asta e interesant ce spune și un fost secretar de stat de la transporturi, un domn, Horațiu Cosma, citat de economedia.ro. Tronsonul Sebeș-Alba Iulia, spune acest domn, a fost inaugurat de Lucian Bode pe vremea când era ministrul la transporturi, știți? Că el se pricepe și la energie, și la transporturi, și la interne, și la teze de doctorat. Ca mai toți. Da. Deci, spune așa, a fost inaugurat de domnul Bode în decembrie 2020, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare. Cei care au urmărit desfășurarea lucrărilor în acea toamnă își aduc aminte că s-a asfaltat zi și noapte, pe ploaie, la temperatură apropiată de îngheț, fără niciun respect față de rigorile tehnice legale. Singurul criteriu luat în seamă a fost mulțumirea politicienilor din PNL. Au trecut de atunci 2 ani și consecințele rabatului de la calitate se observă cu ochiul liber. Autostrada a început să o ia la vale, asfaltul să crape, trambulinele și gropile sunt la tot pasul, iar șoferii nu se simt în siguranță pe acest tronson mediocru. Am încheiat citatul, o declarație a unui fost secretar de stat de la transporturi, Horațiu Cosma. Aici suntem. S-a inaugurat, deci după ce că nu se face, când se face, se face pompieristic, cu tot respectul pentru pompieri. Oare de ce se spune pompieristic? Se face în felul ăsta, așa, știi, hai să facem o spoială, să o dăm, s-o dăm la gata, să o facem mireasă, cum se zicea la mașinile second hand lovite pe vremuri, știi, ca să, când încercau ea să-ți vândă o mașină, o dădeau cu chito și le foiau un pic, îi puneau niște vopsea și spunea să țină măcar până o vindem. Așa este și conceptul ăsta. Mă, ăștia sunt toți care se ocupă, am senzația, sunt niște șnapani care încearcă să ne vândă în permanență ceva de bun, când de fapt este foarte prost. Asta este senzația mea din ce în ce mai des. Au dat o mireasă și pe autostrada asta, au dat-o la vopsea un pic și vorba, cine are, mă, băieții de la Robin and the Backstabbers au refrenul ăla, versul ăla foarte bun, s-a cam dus vopseaua de pecioară. Bă, se duce vopseaua de pecioară într-una în țara asta, uite, și acum pe bucata asta de autostradă se duce vopseaua de pecioară, dar nu plătește nimeni porcăriile astea.
Pizza roti. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.